Nou update pe Roblox Brewhaven, ce drăguț! În caz că nu ați văzut până acum ce s-a adăugat, stați cu mine până la finalul acestui videoclip și o să vedeți cât de tare este. În primul rând, s-a adăugat o chestie nouă foarte tare. Abilitatea de a schimba culoarea propsurilor, adică a obiectelor pe care le punem pe stradă și în casă. Acum putem pune obiecte unul peste altul. De exemplu, putem pune o masă și pe masă putem pune o pisică, pentru că s-au adăugat și 34 de noi propsuri. Haideți să le vedem împreună și nu uitați să dați un like acestui videoclip, pentru că eu în prezent sunt la mare și am intrat pentru voi ca să filmez. Ia uitați-vă cât de multă lume este astăzi aici, hopa, pe îndrăgosteală, pe vrăjeală, pentru că au aflat și ei probabil că este update. Haideți să vedeți despre ce este vorba. Dăm pe ghiozdan, dăm pe propsuri. Și vedem aici trei cuburi, unul albastru, portocaliu și verde. Trebuie neapărat să selectăm aceste trei cuburi. Ok, de ce? O să vedeți imediat. Avem aici propsurile, sunt aceste pisicuțe, animăluțe. Ia uitați-vă cât de drăguță este! Cât de cute! Foarte cute! Și avem mult mai multe culori și așa mai departe, uite aici. O pisicuță care stă în cutia de nisip. Ce cute! O pisicuță în cușcă. O vedem aici. Și acum, pentru că noi am selectat cuburile de sus, de exemplu, pe cușca aceasta pot să mai pun o altă pisică. Ia uite! Cât de tare! Așa-i? Sau e câine? Scrieți-mi în comentarii dacă e câine, dar mie mi se pare că e tot pisică. Deci avem o grămadă de propsuri noi. Și vedem la pisica asta imensă, gigantică, că o să îi putem schimba culoarea. Și avem coșul acesta cu steluța de la premium și dedesubt rotițele. Dăm aici. Și facem roz, de exemplu, dacă vrem să fie roz. Dar de ce nu se schimbă? Stai puțin. A? Ce? Stai, pro, că trebuia să se schimbe. Dai să încercăm. Acum dăm să fie roz. A, da, s-a schimbat. Nu știu de ce n-a vrut asta să se schimbe de sus, da? Trebuie să se schimbe toate, absolut toate. Avem cușca asta, de exemplu. A, nu mai pot să pun propsuri, am înțeles. Am înțeles. Acum, ca să scoți propsurile, ca să le mai putem vedea, trebuie neapărat să dați pe cuburi și scoatem propsurile ca să le vedem și pe restul. Așa. Și avem cușca asta. Asta este cu un cățel. Acum selectăm din nou cuburile. Frumos așa. Băi, stai că... Ce? Ce este un panda roșu mă lua pe sus? Stai, bro, că făceam aici mare update. M-au furat. Ați văzut și voi, ați fost de față. Deci dăm aici pe cubulețe. Hai să punem. Am pus pisica asta. Dăm aici, îi schimbăm culoarea. O facem albastră. Voi, că nu se vede că e prea întunecată. Așa! Ce drăguț, nu? Acum punem altă cușcă, pentru că vedeți aici că s-au adăugat diferite. Uite! Băiatul acesta vede și el pentru prima dată update-ul și zice, mamă, cât de tare! Trebuie să le puneți voi pe rând pe fiecare. Eu nu știu dacă mai pot să pun chiar așa. Uite, e papagal. E papagal din ăsta de-l vezi la grădina zoologică. Și știți cum au pirații pe umăr? E papagal de genul ăla. Și avem și pe albastru.
Și hai să vedem, putem să-i schimbăm culoarea, să-l facem roz? Da, uitați-vă, i s-a schimbat culoarea. What? Să-l facem mai albastru. Aha, ce tare! Facem muștare așa, îl facem mai galben. Cât de tare că poți să faci chestia asta. Așa-i? Stai că am mai pus unul aici. Avem, ca și props, avem din asta să se castere pisica. Ok, mi-au dispărut propsurile pentru că am dat X din greșeală acolo. Dar nu-i nimic că punem altele. Aici punem să se castere pisica. Și hai să punem pisica. O pisică gri aici. Încă o pisică acolo așa. Să vedem, mai punem una aici. Oh my god, ce cute e. Mai punem una mai mare aici. Vedeți ce drăguț că putem să facem treaba asta. Hai să-i schimbăm și culoarea la pisică, o facem un roz. Ce să mai punem? Ce să mai punem? Uite, putem să le punem mâncare aici. Putem să schimbăm culoarea bolurilor. Le facem tot așa roz. De fapt, se schimbă, vedeți, covorașul. Cât de cute! Și vedem pe aici. Astea sunt toate propsurile noi adăugate pe care le vedeți. Avem și un pește. Am pus un pește acolo jos, o bucată de carne. Ce e ăla, un os. Mai punem aici o cușcă mică, o cușcă de asta verde, este că nu mă mai lasă iară. Cam asta e ideea, le scoatem iară. Și de exemplu putem să schimbăm culoarea la orice props, nu doar la cele noi pe care le-ați văzut. De exemplu punem cortul ăsta medical și îl facem roz. Cât de drăguț, așa-i? Foarte, foarte drăguț. Aici pot să fac adăpost pentru pisicuțele mele și ale voastre. Ăsta e cute, rău. Ia spune și cățeluș. Cățeluș alb. Sau dacă nu ne place culoarea lui, îl putem face verde. Ce să mai punem? Ce să mai punem? Hai să mai punem pisica de asta lanto. O facem roz. Îmi place rozul. Mai punem una albă. O lăsăm așa. Le facem și loc de joacă. Punem asta așa. Foarte drăguț. Hai să punem și papagalii aici. Ce frumos am făcut. Și le punem și de mâncare, uite că le pun de mâncare. Le dau și un pește acolo, să-i spun pește. Cărniță. Dar nu mă mai las-o. În fine, ca idee, așa. Așa puteți să faceți. Dacă vreți să scoateți propsurile, debifați cuburile. Da, stai că nu-i dau la fată și uite așa, scoatem așa. Ok? Foarte tare. Fata asta vrea să mă care. Oh my god, m-a furat și m-a dus la ea acasă. Ok, drăguților, cam acesta a fost update-ul. Sper că v-a plăcut. Sper că ați înțeles. Să-mi scrieți în comentarii cum vi se pare. Mie mi se pare drăguț că au adăugat acele propsuri și că poți să le pui așa unele peste altele. Și să le schimb culoarea, de ce nu? Uite, fata asta, ce cameră drăguță mi-o dat aici. M-a dus la ea. Uite, și-o pus și ea pisicuța aici, os. Bine, noi ne reauzim data viitoare. Vă pupicez, să aveți o zi la fel de frumoasă ca și voi.